Bună seara, numele meu este Julia, sunt alături de Alex de la FC București. Bună, Alex! Bună! Cum te-ai simțit în această seară? Ne-am simțit puțin obosit. Seara trecută am avut un meci dificil cu cei de la Biz Brazil, în care ne-am consumat toate energiile și acum am jucat și puțin cam de vreme, a fost cald și ne-a fost cam greu să ne revenim. Ce crezi că a declanșat evoluția scorului în cea de-a doua repriză? Nu știu ce să zic. A decurs ca și în prima repriză. I-am scris de două ori, dacă nu mă înșel. Nu a fost niciodată în avantaj. Deci nu a fost diferență între prima și a doua repriză. Da, cam atât. După părerea ta, cei de la echipa adversă au avut un avantaj în această seară? Cred că și-au dorit mai mult victoria decât noi, pentru că erau forțați să câștige, că altfel își pierdeau toate șansele, cred că, să meargă mai departe. Și noi tot așa avem nevoie de un egal, cel puțin, ca să mergem mai departe, dar până la urmă am reușit noi să câștigăm și noi o să mergem mai departe de primul loc, dacă nu mă înșel. S-a părut că a fost vreun jucător care a ieșit în evidență în echipa voastră în această seară? Păi cel care a scris, nu știu, cred că aproape toate golurile le-a scris, Cristi Chiriță. El a fost omul meciului. Din echipa adversă, ți-a părut că a fost vreun jucător care s-a străduit să mai mult decât ceilalți să iasă în evidență? Păi cred că toți și-au dorit să câștige, că am văzut că se și certau la un moment dat, că nu le ieșea jocul și atunci intervin nervii și nu se mai concentrează așa bine, cred că toți. Mi-a plăcut de băiatul din față care a jucat vârf. La fel și când am jucat în primul meci, tot așa el a înscris de câteva ori. Mi-a plăcut de și data asta. Care crezi că a fost momentul care v-a marcat seara? Nu știu, să fi fost vreun moment decisiv sau... Nu a fost un moment de genul ăsta. Ok, îți mulțumesc mult. Multă baftă și să vă antrenați bine de tot. Mulțumesc și vă la fel. La revedere. Pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Liga Prieteniei și pe site-ul oficial www.ligaprieteniei.com. Le mulțumim sponsorii noștri de Acipita Star. O seară frumoasă!